Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Sportivă. Tema din această săptămână este legată de fotbal, pentru că intrăm deja în febra pregătirilor fotbalistice. Vom aborda o temă care nu a prea fost abordată la emisiunea noastră, este vorba de fotbalul și grupele de copii și juniori din județul Sălaj. Alături de mine l-am pe domnul Daniel Săbău, manager la Clubul Sportiv Viitorul Zalău. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Este pentru prima dată când particip la dumneavoastră în emisiune și e o plăcere să discut. Înainte de a vorbi de Clubul Sportiv Viitorul, adică se aud zvonuri prin presă că veți semna cu ceva echipă din Liga 4. Sigur, se aud zvonuri că voi semna cu echipă din Liga 4. Deocamdată sunt preocupat de acest turneu, un turneu care îl aștept de un an de zile, după cum bine știți, ediția nouă și sper să fie un turneu reușit. Da, aici aminteai că este ediția nouă. Cum a început toată povestea cu acest turneu? Deci în 2004, când eu am înființat acest club, sigur, mergând și noi la unele două turnee, am văzut și eu că în altă parte se organizează și așa am încercat să organizăm și noi un turneu care la prima ediție au fost 3-4 echipe, la ediția a doua au fost 5-6 echipe și tot așa până am ajuns la 50 de echipe și visul meu este și chiar și în anii trecuți spuneam că o să organizez o competiție în județul Sălaj, să aduc 100 de echipe, dar neavând baze sportive, infrastructură, momentan nu putem să organizăm decât să ne limităm până la 50 de echipe. Da, aici spuneai de baze sportive, știm că aveți o bază sportivă în localitatea Hereclean. Da, sigur, avem o bază sportivă a noastră, a clubului CS Viitorul. Dacă o să veniți diseară să urmăriți meci, o să vedeți dacă într-adevăr este o bază modernă. Eu zic că la nivel de copii și juniori, nu știu dacă sunt 2-3 cluburi în țară care o să aibă condițiile care le au acești copii, începând de la vestiare, o sală de protocol pentru o sală de ședințe. Deci toate condițiile, nu mai vorbim de suprafața de joc, o suprafață care oricând Federația Română de Fotbal ar putea să ne omologheze ca stadion de Liga 2. Din ce fonduri ai reușit să... Ai fonduri europene sau... Nu. Noi suntem un club privat, cu partenerii noștri care lucrăm. Am mai avut ceva jucători. Înțeles. În această seară spune că va fi primul meci, o deschidere, un preludiu al Cupei Viitorul, ediția nouă. Ce nume din fotbalul mare vor fi așteptate și ce așteptare aveți dumneavoastră? Sigur, împreună cu domnul deputat Lucian Bode, an de an organizăm un meci în deschidere. Anul acesta, pe lângă invitații domnului Bode, deputați, vor mai participa și niște jucători care au câștigat Liga Campionilor. Aici este vorba de Adrian Bumbescu, de Mihai Majaru, de Dănuț Lupu și, din câte am înțeles, chiar aseară s-ar putea să participe și Ioan Ovidiu Sabău și Florentin Petre. Sunteți mulțumit de aceste nume? Sau sigur, bineînțeles că, în primul rând, noi ca și club, cât și municipalitatea, în primul rând, că totuși vin niște jucători care au făcut istorie pentru România, jucători care au câștigat Liga Campionilor și de nu are decât să ne bucure că sunt la această competiție, au mai fost și în anii trecuți și le place foarte mult ideea asta de a organiza un turneu de o amploare așa mare. La festivitatea de deschidere este așteptat și Ionel Gania. Vine ca să vadă și ceva jucători sau... În primul rând, Ionel Gania este prietenul meu, vine ca și invitat, dar el are un copil care l-a transferat de la Dinamo la Universitatea Cluj și grupa de vârstă participă la această competiție. Cam ce echipe sunt așteptate? Deci competiția se organizează pe trei terenuri, la noi la baza sportivă Viitorul, la stadionul Crazna și la Șimbleu. Chiar pe această cale vreau să mulțumesc domnilor primari. Sigur,
Terenul de la stadion a intrat în ceva reparații, asta a fost, nu suntem supărați nici pe primărie, nici pe oficialități, am înțeles situația, dar totuși sunt niște costuri în plus ca să pui două mijloace de transport la dispoziție. Ca și echipe participante, competiția se organizează pe 5 categorii de vârstă, copii născuți în 99, copii născuți în 2000, 2002, copii 2004 și 2005. Ca și cluburi participante, pe lângă cele a noastre de la, din județul Sălaș, FC Zalău și Sportul Șimleu, mai participă Academia Gheorghe Hagi, Școala de Fotbal Gică Popescu, Dinamo București, Politehnica Iași, CFR Pașcani, FC Bihor, Ucluj, CFR, o grămadă de echipe. Deci nume cu tradiție în fotbalul românesc. Vor participa și echipe de la nivel internațional? Deci, din păcate, chiar de vreo două zile am primit un răspuns negativ din partea unei academii de fotbal care anul trecut a participat. Este vorba de Academia de Fotbal din Ungaria, Nirecoza. Dânsii nu li s-a aprobat bugetul și, din păcate, pe ultima sută au renunțat. Da, nu este niciun fel de probleme, echipele sunt bune și sper ca la anul să vină și din alte țări. Câte zile va dura acest meci? Deci competiția va dura 3 zile, începe marți dimineața la prima oră la ora 8 și se termină joi la ora 17.30 cu festivitatea de premiere care o să fie la baza sportivă Viitorul. Da, și aminteai de o festivitate de deschidere. Da, sigur că în fiecare an organizăm o deschidere oficială a acestui turneu pe bulevard. Toate echipele vor defila până în față la Casa de Cultură. În față la Casa de Cultură, oficialitățile acestui județ vor veni să adreseze câteva cuvinte acestor copii, totuși vin de la distanțe foarte mari și eu cred că toată lumea are de câștigat din acest turneu, atât municipalitatea cât și noi ca și club, fiindcă gândiți-vă bine că o să fie în jur de 1000 de copii. După care va fi un program artistic de durată foarte scurtă și chiar în premieră facem pentru deschidere, vrem să facem un joc de artificii pentru copii. Ziceai că vor participa aproximativ 1000 de copii. 1000 de copii e foarte mult să susții 1000 de copii. Nu v-a fost oarecum greu sau teamă să organizați această competiție sigur, la așa mare amploare? Este foarte greu, având în vedere că susținerea financiară nu există, dar eu sunt convins că pe viitor o să fim susținuți atât de primărie cât și de Consiliul Local, fiindcă în primul rând, aceste autorități ar trebui să investească în copii și juniori. Sigur, nimeni nu cere sume foarte mari, dar eu nu cred că nu s-ar fi putut cupele, medaliile, diplomele sau alte materiale promoționale să nu... Dar nu suntem supărați, ok, sunt convins că o să fie o competiție reușită și munca este titanică, fiindcă nu poți să organizezi un asemenea turneu într-o lună de zile. Deci acest turneu eu îl pregătesc după la sfârșitul lunii februarie, de luăm contact cu echipele și este foarte greu, având în vedere că vin foarte multe echipe, sunt echipe care pe parcurs se mai răzgândesc. Am avut cazuri când în ziua trebuie să sosească, au renunțat, vă dați seama, programele sunt făcute, de la orice meci, orice echipă care nu onorează ăsta, dă tot programul peste cap. Dar avem oameni specialiști, care chiar un director de anul sportiv care se ocupă de foarte mult timp de meciuri. Da, aminte aici de copii, trebuie să remarcăm că viitorul fotbalului este în aceste centre de copii și de juniori. Practic, fără ei, fotbalul românesc nu ar mai exista la un nivel înalt. Sigur, viitorul fotbalului românesc este în centrele de copii, dar din păcate suferim foarte mult, în primul rând, bazele sportive, deci nu vorbim de baza noastră, sigur, așa ar trebui să fie orice bază de copii și juniori, de unde să înveți pe copii abecedarul, un teren în care să nu sară mingea la copii, n-ai cum să îl înveți deprinderile dacă nu ai un teren foarte bun, ce să faci pe un teren cu denivelări, ce aștepți de la copilul respectiv într-un an, doi, să crească valoric dacă nu îi oferi cât de cât un gazon foarte bun. Vis-a-vis de juniori, sigur, avem probleme, vorbim și la loturile naționale, fiindcă copii avem foarte mult, dar la noi, încă o dată vă spun, piramida începe invers. Nu începe de la bază, la noi
echipe puține la nivel juvenil și când suntem la nivel mare, foarte multe echipe. Și problema este că se transferă foarte mult din străinătate și nu se pune bazele spre dezvoltarea fotbalului românesc de aici, de jos, de la bază. Sigur, orice jucător s-ar dori să joace străinătate. Marea problemă la noi, vorbim de Liga 1, sunt antrenorii, fiindcă patronile cer rezultate pe moment. Antrenorii nu au răbdare pentru copii ca să-i promoveze, fiindcă nu poți într-un meci două să demonstrezi, adică poți să prinzi o zi mai slabă, sigur că antrenorul te scoate, dar și eu când am fost ca jucător sau alți colegi de-ai mei care au jucat la un nivel foarte mare, trebuie antrenorul să-ți dea șanse să joci, să-ți dea încredere, fiindcă numai așa poți să ajungi la un nivel foarte mare. Și de aia sau chiar sunt aceste centre de copii și de juniori, ca juniorii să se obișnuiască cu atmosfera de la echipă și să crească. Da, sunt foarte multe centre de copii. Problema cea mai mare este că federația ar trebui să impună ori să facă un campionat de tineret speranțe, cum era pe vremuri, fiindcă aici intervine marea problemă. Copilul, până la 15 ani, are două priorități, școală și fotbal. E de la 15 ani când el se dezvoltă, când începe să predomine... Începe să se maturizeze, cu alte cuvinte. Să se maturizeze este foarte greu deja, devine... Dă de prieteni, dă de colegi și fotbalul devine pe locul 6-7. Și sunt mulți copii care, aici vreau să ajung, abandonează la 18-19 ani. Nu au, au echipe, nu, cum să spun, nu prind așa un lot. Iar avea de la 18 ani să joace la Liga 1. Sigur, sunt cazuri foarte puține. Nu pot să garantez unui copil că la 18 ani va juca în Liga 1 sau în Liga 2. Și ei atunci abandonează. Și dacă federația ar crea acest campionat pe care... tot timpul eu l-am susținut, ar mai avea o perioadă de la 18 la 21 de ani să joace. Și aici suferim și foarte mulți abandonează, cu toate că sunt copii talentați, abandonează această meserie de fotbalist, care este o meserie foarte frumoasă. Da, de exemplu, sunt echipe, sunt cluburi în România, Liga 1, care se bazează pe copii, dar, adică pe copii, pe jucători mai tineri până 20 de ani. Puține echipe sunt. Bine, echipele de la nivel mai inferior, să le zicem așa, de la mijlocul campionatului în jos. Nu știu, acum eu cunosc campionatul Ligii 1 și foarte puțini jucători am văzut că au provat acum de la 18 ani la echipele de seniori. De exemplu, a fost cazul Rapidului, care sezonul trecut s-a bazat mai mult pe junior pentru că nu mai aveau alt... Sigur, nu avea susținere financiară și aici, dacă pe un jucător îl plătești cu un leu, de un leu joacă. Dacă îi dai 3 lei, joacă de 3 lei. Ce așteptări ai de la această cupă, Cupa Viitorului, de anul acesta? Sigur, în fiecare an am obținut rezultate foarte bune, având în vedere că sunt echipe foarte valoroase, centre foarte puternice. Sunt convins că o să facem și noi o figură frumoasă. Sper să ne clasăm pe podium cel puțin la 2-3 categorii, dacă putem. Vorbim de categoriile mici, că aici sunt copii, de exemplu, la 2005 jucăm 5 plus 1, la 2004 jucăm 6 plus 1, iar la 2002 7 plus 1, echivalent cu Cupa Hagi, fiindcă la 2002 anul acesta începe competiția Cupa Hagi Danone și de-am și organizat acest turneu, vorbim de 2002, fiindcă am vrut să-i joace la un an mai mare. Cam care ar fi principalii rivali, să le zicem așa, echipei CS Viitorul? Păi, principalii rivali, sigur că sunt echipe bune, vorbim de grupele mari, vă dați seama, când vine Universitatea Craiova, când vine Academia Hagi, când vine Gică Popescu, deci Universitatea Cluj, CFR Cluj, au centre foarte bune cu foarte mulți copii. La noi aici este problema, că e fondul foarte mic de copii. Și e județul mic și de aia se sigur, sunt copii talentați la țară, dar problema cea mai mare este că părinții este foarte greu să vină de la 20. Sigur, noi avem copii care fac naveta de la 30-40 de kilometri, care depind de părinți, dar dacă ar veni la vârste de 7 ani, 8 ani, ar fi foarte bine, fiindcă ei vin doar la 14 ani când vin în clasa 8-a și este foarte târziu. Și se ratează foarte mulți copii pe la țară, cei mai talentați în mediul rural. Și ar mai fi problema că sunt foarte multe echipe de la țară, dar nu au aceste centre de copii sau măcar să facă o grupă acolo. Ce centre de copii să vorbim când se joacă campionat în Liga 4-a și nu cred că au o echipă de junior să dea 11 copii de la 10 ani la 18 ani. La echipa cu care vei semna, ce așteptări ai? Pentru... Sigur,
Am mai antrenat pe vremea când eram la Șibleu, echipă de seniori. Sigur, nu putem să vorbim despre profesionalism la nivel de Liga 4. Sigur, eu am crezut în proiectul domnului primar de la Chiești, un primar care place foarte mult fotbalul. Mi-a plăcut gândirea lui vis-a-vis de acest fenomen, începând de la baza sportivă, care în proporție de 80% este gata, și în rând pentru fondul de jucători, fiindcă au niște jucători foarte talentați, chiar un copil care a trecut pe la mine, Andrei Lăcătuș, el este jucătorul lui FC Baia Mare, dar este împrumutat la AS Chiești. Sigur, nu m-am dus la Chiești din punct de vedere financiar sau din... M-am dus să-mi fac meseria. Sper să avem rezultate foarte bune. Obiectivul l-am discutat cu domnul primar. Vrem să terminăm pe primul loc. Gânduri de promovare? N-am discutat. Am zis, domnule, să terminăm pe primul loc și după aia să vedem ce va fi cu... Sigur, este foarte greu ca la o primărie dintr-o comună să susțină o echipă în Liga 3, dar dacă ar mai fi câțiva agenți economici puternici, eu zic că s-ar putea crea una, o echipă de Liga 3 cu un buget mult mai mic, cu niște copii tineri dornici de afirmare și peste un an, doi, să plece la un nivel mai ridicat, Liga 2 sau... Da, aici aminteai de aceste echipe de la, din comune, să le zicem așa, vedem că avem cazuri și în Liga 1 cu echipe din, să le zicem, comune sau orașe mai puțin... Bine, nu ne comparăm... doar că au acest sponsor. Nu ne comparăm cu București, unde majoritatea firmelor sunt la Otopeni, Voluntari, Chiajna, deci... concerne de foarte... Da, a mai fost cazul Victoriei Brănești. Da, Victoria Brănești. Deci sunt... cazuri, să zicem așa, de comune care au reușit doar cu un sprijin financiar mai mare. Cupa Viitorul, am înțeles că se vor desfășura meciuri și în nocturnă. Da, sigur. Anul trecut am venit cu această idee. Anul acesta, miercuri, de la ora 8 până la ora 12, copii, fiecare echipă care joacă la baza noastră acolo, la grupele mici, vor avea cel puțin un meci sau două în nocturnă. Pentru ei este o bucurie să joci la ora 10-11 în nocturnă și e o plăcere a copiilor și ne bucurăm că putem să oferim această posibilitate. Da, se simt și ei oarecum jucători mai mari de fotbal, să le zic așa. Ce așteptări ai din punct de vedere organizatoric la această cupă? Te aștepți să fie ceva incidente? Sau? Nu, nu au fost niciodată incidente. Sigur că probleme în orice competiție mai sunt vis-a-vis de un arbitru, fiindcă vin echipele de la 500 de kilometri și vor să fie arbitrate corect. Ăștia sunt arbitri și ei trebuie să învețe, trebuie să înțeleagă că nu noi, clubul, dăm acești arbitri, fiindcă există din partea Federației AJF, care este în teritoriu, care ei au o comisie de arbitri și de acolo trimit arbitri, nu noi ca și club organizatoric îi trimite. Și de multe ori antrenorii și delegații se mai supără că ce arbitri. Eu le explic tot timpul că ce ei trebuie să învețe de undeva și nu are nimeni un interes ca să terminăm noi sau o altă echipă pe primul loc. Cei mai buni să fie pe primul loc, deci... Bine, faza cu arbitrii e o problemă la nivel național, să zicem așa, pentru că vedem că foarte multă lume se supără deja pe și s-a supărat de-a lungul timpului pe arbitraj. Sigur că sunt și greșeli și la nivel mare, dar eu zic că nu sunt greșeli intenționate, și ei sunt oameni, pot să greșească și până la urmă trebuie să acceptăm. Că vorbim de arbitrii doar din județul Sălaj vor arbitra sau vor veni și de la nivel nu, național? Nu, doar din județul Sălaj vor fi arbitrii. Deci de la nivel național nu ai venit să aduci. Bine, pentru că timpul este mai scurt, să zicem așa, hai să discutăm puțin de problema fotbalului românesc. Vedem, Universitatea Craiova a fost retrogradată, a revenit în Liga 2. Ce părere ai? Acum Craiova are două echipe în Liga 2 deja. Ce părere ai despre ce se întâmplă la Craiova? Și implicit cu echipele acestea mari. Sigur, Craiova, când jucam eu în Liga 1, era o forță și tot este și acum. Sigur, mi-a părut rău de Universitatea Craiova că a fost retrogradată, avea un lot de jucători foarte bun care s-au împrăștiat pe la echipe din Liga 1. Craiova, ca și oraș, ca și talente, fiindcă au niște centre foarte bune, Universitatea Craiova și zona aia, Craiova, Pitești, Vâlcea, niște copii foarte talentați. Mă bucur că au două echipe în Liga a doua. Eu zic că totuși o echipă ar fi fost suficient ca să se pună la masă, să discute. Nu știu ce o să fie de acum încolo vis-a-vis cine. În
vor fi rivalități. Da, că vedem că cei de la Dinamo s-au supărat pe această chestiune că Craiova are două echipe în Liga a doua și cei de la Dinamo n-au primit dreptul de a avea echipă în Liga a doua și și-au desfințat echipa a doua. Aici federația este în măsură să hotărască și bănuiesc în comitetul executiv s-au luat decizii care cred că au fost cele mai potrivite. De problemele de la Rapid, cum le comentezi? Sigur, a venit un nou sponsor, sigur, toată lumea e entuziasmată, dar până la urmă, în orice echipă, în orice competiție, rezultatele o să vorbească. Dacă o să aibă rezultate, dacă o să fie ok. Da, vedem că a revenit pe prima scara fotbalului românesc Poli Timișoara, ASU. Da, Politehnica Timișoara și acolo un centru foarte bun, foarte bun, cu copii care au dat o grămadă de copii la Liga 1. Chiar era o generație de 94 când cu copilul lui Buia, o grămadă de copii, Vașta, care înțeles că o juca la Academia Hagi, Filip, care joacă la Dinamo, deci copii foarte talentați. Sigur, Timișoara merită să aibă echipă în prima ligă prin prisma faptului că este un oraș frumos, un oraș civilizat. Și vedem că au avut și jocuri foarte bune până în prezent. Da. Atât ei, cât și Botoșaniu. Și, e bine, campionatul este la început de drum. Sigur, două, trei echipe pornesc ca și favorite. Vorbim aici de Steaua, de Petrolul și de asta, din punctul meu de vedere. De CFR Cluj, mai putem vorbi? De CFR Cluj, chiar e un anii trecuți, după cum bine știți, la sfârșit de an organizăm Vine Moșul la Viitorul. Am adus jucători începând de la domnul Andone, Trică, Didi. Am fost fan CFR, mi-a plăcut atunci la început echipa, dar momentan nu cred că pot să se bată la titlul anul acesta. Acum toate tunurile sunt ațintite pe Cadu, care s-a pus pășitor de la echipă. Cum? Sigur, problemele interne ale unui club le știe doar antrenorul și conducerea. Presa și mass media doar așa din... Bine, aminteam de FC Botoșani. Botoșani este un oraș destul de mic, nu știu dacă este mai mare decât Zalău. Nu ți pare rău așa că Zalăul nu are o echipă în Liga a doua, măcar cum era pe vremuri? Mi-ar plăcea ca Zalăul să aibă o echipă în Liga a doua. Eu cred că s-ar putea face un proiect frumos la Zalău aici, fiindcă suntem în reședință de județ, un oraș frumos și lumea cred că este... ar veni la fotbal cu plăcere, dar când tu în decurs de 6-7 ani ești tot la Liga a treia, în decurs de acești ani nu ai dat un jucător la un nivel mare, bineînțeles nu e problema mea, sunt oameni acolo care știu despre ce se întâmplă, dar cu un proiect foarte bine pus la punct, cu niște agenți economici care îți doriți să bage banii într-un club de fotbal, că am putea să ținem o echipă în Liga 2. Asta este... Da, ne pare foarte rău pentru că vedem că sunt orașe, Botoșaniu, Năvodariu, care au echipă în Liga 1 și Zalăul ca oraș... Da, e marea problemă că și de la noi, de la club, majoritatea copiilor pleacă la alte echipe. Fiindcă avem, pot să spun, 10-15 copii care joacă la un nivel de foarte ridicat și din punct de vedere a echipelor. Sigur, timpul va decide dacă vor ajunge. Avem doi copii la FC Bihor, Răzvan Moise și Ionuț Mureșan. Avem un copil Cristi Dragoș la Ceaglău, Piatra Neamț. Avem doi copii la Ardeal, o școală foarte bună. Avem un copil la o academie în Ungaria. Deci, copii talentați să la joare. Sigur, având o echipă de Liga a doua, având un parteneriat între cluburi, eu zic că s-ar putea face o chestie foarte frumoasă. Te gândești să organizezi și treci etapa, ediția nouă, te gândești la ediția 10-a și să continui pe viitor? Sigur, bineînțeles. Această cupă, viitorul, trebuie să meargă de la an la an. Adică... Doar să fim sănătoși, să ne ajute Dumnezeu să trecem cu bine pentru acest turneu. Și... Opinia publică, cum vezi că primește această cupă viitorul? Cum da, se pare că în primul rând, v-am zis și de la începutul emisiunii, este benefică, fiindcă totuși să vină 1000 de copii cu părinți, agentul economic câștigă, toată lumea. Și în primul rând, orașul, sute de copii care se plimbă pe stradă, când e deschiderea oficială, oamenii de pe stradă îi privesc cu plăcere. E o sărbătoare a fotbalului juvenil. O sărbătoare cu care nu ne prea întâlnim în județul Salaj. Da, nu prea ne întâlnim, dar este ok că facem și noi o competiție.
Car cu atâta să ne mândrim. Primul meci de la Cupa Viitorul sau nu s-au stabilit încă? Da, s-au stabilit, nu mă ocup eu de această latură. Deci de la ora 8 se începe competiția. Aștepți publicul în număr cât mai mare. Da, sigur că părinții vin, fiindcă la nivelul de copii, toți părinții susțin această, pe copil în primul rând. Și o să vedeți câtă lume, câtă plăcere să vedeți trei terenuri și toți copiii, 6 echipe, joacă deodată. Bine, și e spiritul acela, că, mai ales la copii, că cel care învinge, ei, adică ei dau totul pe teren ca sigur, să... Sigur, ca sigur. Să ei, în primul rând, de aia este frumos să lucrezi la copii și juniori, fiindcă ei nu știu să mintă, ei dacă mingea lovește mână, recunoaște că a fost hands, deci nu știu să trișeze. Bine, eu îți mulțumesc că ai fost în această seară și alături de noi. Și eu mulțumesc, sper să mă mai invitați, a fost o plăcere să discutăm despre această Cupă Viitorul și... Vă aștept cu mare plăcere la această competiție. Sperăm să fie o reușită ca în ceilalți ani și să duci mai departe această Cupă Viitorul la cât mai multe ediții. Mulțumesc, mulțumesc. Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția din această seară. Nu uitați să susțineți și dumneavoastră acest fenomen fotbalistic, mai ales la nivel de copii și de juniori. Până data viitoare, să aveți parte de o săptămână plăcută. La revedere!